Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. În curând începe luna decembrie și am pregătit o etalare pentru această lună, decembrie, pentru zodia Gemeni, ascendent Gemeni, o etalare generală care să dezvolte câte ceva din energiile lunii. Din câte văd aici, să știți că aveți o lună, se vede că este o lună a cadourilor, o lună a petrecerilor, pentru că văd că veți avea daruri, cadouri, veți primi, veți avea un alt raport vis-a-vis de bani, de câștiguri, de cadouri, de daruri. Veți avea această dorință poate de a mai dărui, poate chiar vă veți pune această întrebare, ce anume ați putea dărui sau cui să dăruiți. Veți avea și foarte multă concentrare, aș putea să spun, în luna decembrie, cei care sunteți născuți în zodia Gemeni, ascendent Gemeni. Văd că va juca un rol important poate și creativitatea, partea artistică, latura artistică a voastră, care vă dă și armonie, echilibru, pentru că aceasta depinde poate și de raportul vostru cu cei din jurul vostru, cu Universul în general. Aveți parte de o lună în care poate veți petrece, o veți angaja în activități artistice pentru voi, pentru copiii voștri, poate că face din asta o profesie, sunteți într-o profesie sau pur și simplu veți participa la manifestări artistice, creative, culturale, pentru că vă aduce și beneficii pentru cariera și profesia voastră, poate, sau pentru că vă aduce beneficii pentru orice aspect al vieții. Cu alte cuvinte, poate că veți socializa mai mult, veți comunica mai mult cu în acest mediu, veți fi mai prezenți în acest mediu, în mediul în care este mai multă creativitate, mai multe evenimente artistice, creative, culturale și acest lucru vă dă și vouă o idee, inspirație, vă place poate mai mult să vă angajați, să vă puneți în practică ideile voastre, să faceți noi inovații, să dați naștere unor noi forme chiar de gândire, deveniți poate și mai filozofi, poate că găsiți soluții. Văd că veți fi mai concentrați, vă veți focaliza mai mult atenția către scopul vostru și veți avea o mai mare putere interioară de a vă înălța în planul sufletului vostru, de a vă manifesta dorințele, de a le îndeplini. Chiar poate veți lucra ca un adevărat profesionist sau chiar veți cere ajutorul unui profesionist. Poate și voi veți mai scrie, pentru că văd că sunteți creativi, veți comunica în scris, poate, sau veți face acte. O persoană vă poate susține în mod special pentru a vă realiza un proiect creativ. Și văd că veți scrie, deci poate chiar veți dori să scrieți ceva, să faceți, scrieți poate felicitări sau poate să vă scrieți ideile, memoriile, să povestiți despre voi, despre ceva. Cum văd aici într-un moment de mare creativitate care va aduce și daruri, și bunăstare, și beneficii, și vindecare, poate. Vă regăsiți pe voi și chiar cu sufletul pereche, poate că veți avea mai multă parte de dragoste și armonie dacă sunteți deja într-o relație cu un suflet pereche. Aici la voi poate fi un suflet pereche, geamăn, poate fie că e din zodia săgetător, fie că e poate din altă zodie, dar în orice caz suflet geamăn, văd că aveți o oportunitate, un noroc. Rugăciunile voastre și afirmațiile pozitive și vizualizările vă fac practic să vă întâlniți sufletul pereche. Iar dacă sunteți într-o relație cu o persoană, e foarte posibil ca această persoană să fie chiar un suflet pereche, cu care puteți avea o foarte bună colaborare, prietenie, și acest lucru va aduce și vouă mai multă armonie. Sunteți în preajma unui artist, unui profesionist, poate, sau deveniți voi unul. În orice caz, e o lună foarte, foarte frumoasă și această dorința voastră, poate, de a scrie, de a compune ceva, de a fi mai creativ, poate veni și pentru că într-o altă viață ați fost un artist, ați fost un scriitor. Ați avut de-a face cu această o situație similară în care poate voi ați studiat, ați învățat, ați filozofat, ați stat în preajma unui artist, unui filozof, unui scriitor, cuiva care, de la care ați împrumutat niște caracteristici și v-au influențat, v-au inspirat. Și puteți să vă regăsiți în această viață. Poate că într-o altă viață ați fost sub o altă formă de comunicare, de prietenie, de relație. În această viață puteți veni fie ca prieten, fie ca partener, chiar de dragoste, pentru că văd aici că aveți darul Arhanghelului Ciamuiel, care spune că te ajută să găsești sau să regăsești persoane dragi, dar și obiecte pierdute. În cazul în care pierdeți ceva, ați pierdut ceva, vă veți regăsi sau poate că vă căutați drumul în viață și cumva acest Arhanghel
Chime-ul el vă va ajuta să vă regăsiți într-un mod sublim, plăcut, frumos, autentic. Vă găsiți calea luminoasă către Dumnezeu. Asistă acest arhanghel și inspiră regăsirea în mod miraculos a sufletelor pereche. Deci, în cazul în care v-ați rătăcit unul de altul, v-ați dus într-o direcție care poate nu era cea mai potrivită pentru voi sau ați avut neînțelegeri cu partenerul, este foarte posibil și să vă refaceți viața, să vă reîmpăcați, poate și pentru că veți avea o altă viziune asupra a ceea ce înseamnă armonia, ceea ce înseamnă poate și banii, câștigurile, poate că au fost probleme între voi și din cauza unor chestiuni financiare sau profesionale. Aici poate ține și de o chestie de înțelepciune, de aceea poate veți mai filozofa. Cumva aveți aici și îngerul păcii interioare, deci vă veți găsi liniștea, pacea, chiar poate vă împăcați, poate, sau apare altă situație care aduce pentru voi multă armonie, multă bucurie, vindecare. Deci vă văd într-o perioada vieții voastre în care vă regăsiți echilibrul vostru interior, pacea sufletului, dragostea, oportunități de câștiguri de bani vor veni, daruri, cadouri veți primi. Practic este momentul chiar să reflectați, poate să investiți sau să faceți daruri, cadouri, să ajutați pe cineva. E posibil să faceți un contract. Este posibil foarte, poate pentru unii dintre voi aici la Zodia Gemeni, poate e vorba și de un puțin egoism, zgârcenie, să zic așa, poate care în această lună, decembrie, cumva o veți mai îmblânzi, să zic, această situație, mai dăruiți din ce ați acumulat, din ce ați strâns, cumva vă deveniți mai darnici, poate mai generoși, pentru a vă ușura puțin, poate și conștiința, pentru a vă calma sufletul sau pentru a restabili armonia în cuplu cu cineva. Cumva, orice cereți ajutorul ca să mai investiți, că posibil și să aveți această dorință de a investi și cereți ajutorul, ori veți fi voi mai darnici cu ocazia sărbătorilor pentru cei care sunt mai au nevoie, poate, sau pentru cei care vă sunt dragi. Sau și una și alta, în orice caz, văd că veți găsi soluții autentice care să vă dea liniște și pace. Și chiar aici spune, de fapt, mesajul chiar să renunți la a mai filozofa asupra vieții, mai degrabă trăiește în toată plinătatea sa cu fiecare clipă, pentru că scopul vieții tale trebuie să fie chiar acesta, bucuria de a trăi, de a te bucura de viață, să poate să zâmbești mai des, să te bucuri mai des, să fii mai inventiv, mai creativ, mai spontan, de fapt, și înconjoară-te de persoane de acest gen, pentru că în felul acesta vei fi mai protejat. Deci, în această lună decembrie, s-ar putea să ai mai multă pace și armonie, mai multă liniște, mai multă bucurie de a trăi, oportunități noi, vin șanse noi, de a avea parte de prieteni, suflete pereche care să te înțeleagă, cu care să te simți într-o armonie. Poate și pentru că vei participa la niște evenimente culturale, artistice, pe societate sau în viața voastră personală, pentru aniversări, sărbători care le aveți voi pentru cei din familia voastră. În orice caz, să știți că veți avea o soluție divină și trebuie să știți că soluția divină este soluția sublimă. Invocați așadar și acceptați soluția divină în situația pe care o veți trăi în luna decembrie sau în orice moment aveți voi o nevoie de a rezolva o problemă, de a găsi o soluție perfectă. Invocați divinitatea să vă ajute să vă ghideze, pentru că primiți ajutor. Și poate să se manifeste și prin partenerul vostru, care aveți partener, sau poate pentru unii, am zis, poate care n-aveți și vă doriți acest lucru prin afirmații pozitive și vizualizări și rugăciune, poate chiar vă ajută să vă întâlniți cu această persoană, care poate fi chiar un artist sau un profesionist într-un domeniu, o persoană care te ghidează, te ajută, te completează, te susține, te ajută să devii cea mai bună variantă a ta într-un mod plăcut, armonios, care să-ți placă, care să te stimuleze, chiar îți va stimula creativitatea, te va face să, cu bucurie, așa și cu armonie, să fii tu cea mai bună variantă a ta. Cu alte cuvinte, va fi o lună magnifică, frumoasă, armonioasă. Văd că joacă un rol important și culorile acestea frumoase, armonioase. Eu sper că ce am văzut de bine să fie de bine, să aveți parte de o lună decembrie minunată, plină de creativitate, plină de magie a sărbătorilor de iarnă, de dorințe îndeplinite alături de cei dragi și cu cei cu care interacționați, să fiți în pace și armonie oriunde v-ați afla. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!